are vreo două cursuri și două seminare. 6 ore în total. Sunt situații în țară, în alte centre universitare, unde stau și 12 ore pe zi. Prea mult, da. Mult prea mult. Și obositor și mi se pare că n-ai cum să acumulezi atâta informație în 12 ore. Avem, de exemplu, câte 3-4 cursuri pe zi, maxim 4. Și vineri zi liberă. Ți s-ar părea mult să stați 6, 8, 10 ore? Da, mai mult de 5 e mult. Studenții de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași spun că stau la facultate și 12 ore pe zi, însă conducerea universității neagă informațiile. Alianța Națională a Studenților transmite că are semnale din 8 universități din Iași, Cluj-Napoca, Galați, Târgu Mureș, că programul de cursuri depășește uneori durata unei zile de muncă. Nu este o chestiune general valabilă la nivelul unei facultăți sau unei universități, dar sunt cazuri întâlnite în cam toate centrele universitare. Motivul invocat de cele mai multe ori de către conducerile facultăților sau ale universităților este lipsa disponibilității spațiilor. Reprezentanții Universității Politehnica din Timișoara ne-au explicat cum se depășește programul de 8 ore. Orarele nu depășesc 8 ore pentru activitatea studenților. Sunt situații în care anumiți studenți participă la opționalele pe care le-au ales. Într-adevăr, probabil că în orar puteți regăsi o ocupare în totalitate, dar studenții nu participă la toate acele activități specificate în orar. De obicei sunt discipline facultative, cum ar fi modulul psihopedagogic, sau sunt disciplinele opționale. Iar ideea este că din anul 3 și 4 cursurile sunt facultative pentru studenții care au media mai mare decât 7 și sunt integraliști. Potrivit legislației, studenții nu pot fi constrânși să participe la cursuri mai mult de 8 ore pe zi. Aceeași lege nu prevede însă și sancțiuni în cazul în care se întâmplă asta. Prin noul cod al drepturilor și obligațiilor studentului, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România își propune să corecteze asta și situații de genul acesta să fie considerate abateri de etică. Un nou cod al drepturilor și obligațiilor studentului va fi adoptat în perioada următoare.